Nu mai veni, mă, cu strâmbi de astea, ce ai împre, toate sunt frumoase în România, mă, bă, Și numai hai cu... să vedem unde să duc gazele. Ce zici? Tu, hai să facem un pariu împreună cu cei care se uită la noi. Unde se vor duce gazele din Marea Neagră? Da, dar asta, de asta spun că și nouă, pe lângă copii, oportunitatea copiilor de a trăi și de a avea un viitor, ni s-a oferit și nouă, părinților sau adulților, o această oportunitate de a te dezvolta într-un anumit domeniu, de a arăta de ce ești în stare, de a face parte și de a ajuta comunitatea. V-am ales zona asta de pădure din cauza că e mai liniște, este o zonă locuită de foarte mulți englezi, adică nu e ca în Londra, multiculturalism sau, de fapt, e mult spus chestia asta cu multiculturalism. Londra e deja o suburbie și o parte mai mică a Indiei. Spun hello, bună ziua, bonjour, buongiorno, buenos dias și bun găsit de aici, din sud-vestul Angliei. Sunt Ciprian Ionescu, alias Escu, cel care vă salută și vă urează bun venit pe canalul Escu Show la un nou episod al podcastului Escu Show. Trec direct la subiect fără introducere. Dacă vă face plăcere și ce găsiți pe aici pe canalul ăsta în secțiunea videoclipuri este pe placul vostru, sper să fie, apăsați butoanele alea care trebuie să apăsate, mulțumim frumos și trecem direct la invitat. Îi spun salut, bine ai venit lui Massaro. Și da, Massaro, Show. Massaro după poreclă, Laurențiu după nume. Porecla, dacă întrebi pe maică mea sau pe fiul meu cum mă cheamă pe mine, o să spună clar direct Massaro, fără să se gândească. După aia, dacă se gândesc așa un pic, o să spună și Laurențiu. Tot din sud-vest, un pic mai spre vestul Angliei. Tot din Anglia, vă salut și eu. Da. Bun venit la Escu Show. Mulțumim tare frumos că ai acceptat invitația. Îți spuneam adineauri înainte să încep să filmez că sunt așa cam desumflat. Și îți spuneam că las că îți explic și de ce. Tocmai citeam rezultatele alegerilor. Da, am votat, să știi. Da. Am votat, mi-am făcut datoria de aici din Anglia. Am condus, eu cred că am avut 45 de minute am condus până la secția de votare ca să votez. În fine, Laurențiu sau Massaro sau cum preferi tu să ți se spună. Eu, Massaro, te-am denumit de la bun început, că așa te-ai recomandat, deci așa îți spun de aici încolo. Spune-ne despre tine, Iane, de la început, ca să înțelegem cine ești, ce ești, de unde ești, cum ești și cum ai ajuns aici unde ești tu. Așa pe scurt. Eu sunt super scurt, o să încerc să fiu. Pe mine mă cheamă Laurențiu. Împreună cu familia, soția și cei trei copii, două fete și Daniel, locuim în Anglia în momentul de față, de 5 ani. Nu am vrut să plecăm din țară, ne-a plăcut în România, dar situația, să spun așa, și grijile și nevoile ne-au împins să emigrăm. Da, de 5 ani suntem noi, 5 ani și un pic, suntem în Anglia, suntem ok. Eu din România am locuit în Pitești. Împreună cu soția de 17 ani, am încercat în România, am fost și angajat, am avut și propria afacere, propriul business. Am încercat să reușim, am încercat să le oferim copiilor ceva mai bun. Din păcate, nu am reușit, nu ne-a lăsat sistemul, nu am fost noi cei mai norocoși. Și pentru copii, sincer, pentru că ca și tine probabil, mă descurcam în România, aveam unde să locuim, încă avem unde să locuim, ne descurcam și cu o cană cu lapte și cu un codru de pâine. Dar am vrut să le oferim copiilor ceva mai mult, însemnând oportunități în viață, în viitor, pentru viitorul lor. Mulți ne văd, ca și pe tine probabil, niște emigranți care am fugit de griji, am fugit de probleme. Nu! Poate noi de aici ajutăm mai mult țara decât am fi făcut-o în România și ca și viitor. Dacă copiii vorbitori de limba engleză acum ajung în niște funcții de conducere, pot ajuta România sau alții români, cum văd eu, să reușească în viață sau să, nu știu, să îndrume într-un fel. Eu așa, de-aia am plecat noi din România, în principiu. Pentru dar România ce făceai? Sau ce făceați tu și soția?
soția a fost până la un moment dat, a lucrat la ITM, Inspectoratul Teritorial de Muncă, unde era inspector resurse umane, iar eu am fost angajat, am muncit de la 13 ani, 14 ani am muncit de la vindeam în piață, de când maica mea s-a privatizat, am lucrat în comerț, vindeam în piață, la început o mică afacere, 93, toată lumea era după afaceri, după aceea am terminat facultatea de marketing în turism și gestiune hotelieră, în ideea că turismul este ceva de viitor, o falsă impresie la momentul acela pentru România, dar eu am crezut în idee. În același timp, nu mi-a plătit statul facultatea, mi-am plătit-o singur facultatea. Am și lucrat ca să pot să plătesc facultatea, să termin facultatea. Am lucrat, lucram de noapte, de zi, pe schimburi, ca să, știi cum e, să poți să te duci la cursuri, la examene. Și când am plecat din România, între timp am terminat facultatea, am lucrat în vânzări și când am plecat din România aveam o firmă de distribuție de materiale stomatologice și tehnică dentară. Distribuție, spun, pe două județe, județul Argeș și Dâmbovița. În momentul când ne-am hotărât, ok, vreau să muncesc pentru mine, nu pentru stat, pentru că aveai două controle în fiecare an, la 6 luni venea control de la finanțe și clar, trebuia să-ți găsească ceva, dacă nu cunoșteai, n-aveai o relație, primeai o amendă mai mare, dacă aveai o relație, venea ok, ce facem? Păi 6-6, ca la table, adică 6 amenda, 6 lor. Era simplu, spunea direct pe față, știi? Și am zis, bă, vreau mai mult, adică nu se poate să muncesc, plus ce plăteam, impozitul și tot ce plăteam, taxele ca și firmă, ca și angajați, ce plăteam la stat, era mai mult decât câștigam eu, decât îmi rămânea mie. Am tras așa o linie, am făcut un calcul și aia nu se mai poate să muncesc pentru stat, pentru guvern, știi, pentru guvern. Pentru ei, până la urmă, mai primeai un, când ridicai un pic capul așa, venea un control la tine. Am înțeles. Era chiar așa de nasol, adică îți luai amenda chiar și dacă erai în regulă, că de multe ori se spune chestia asta, băi, că mă oprești poliția pe stradă, că iar îmi dă amendă, că îmi caută nod în papură. Păi stai, bă, dar dacă tu n-ai niciun nod în papură, ce amendă să-ți dea? Dacă tu mașina e în regulă, n-are cum să-ți dea amendă. La fel cu firma, la fel cred eu, zic și eu, cu firma, nu? Adică logic așa ar fi. Știi cum e? Până la urmă e lupta pentru supraviețuire. Eu așa văd. Totul pleacă de la nevoile fiecăruia. Totul pleacă de la nevoile fiecăruia. Adică atâta timp cât un angajat al statului are un salariu prin care nu își poate permite să trăiască, trebuie să facă ceva. Nu contează, orice angajat al statului, da? Trebuie să facă ceva. Că e inspector de muncă, că e inspector de finanțe, că lucrează la finanțe, că și își creează diferite oportunități. Am înțeles. Pentru că nu își poate permite. Adică el, dacă nu se întoarce astăzi acasă cu 2 milioane făcute, 200 de lei făcuți, nu are ce să-i dea copilului să mănânce. Știi? E un cerc vicios. Și e lupta pentru supraviețuire și din partea noastră și din partea lor, în România cel puțin. Și automat, omul ăla când pleacă știe că are 6 controle de făcut, un inspector de finanțe, să zic, și are salariu de 3.000 de lei. Nu poți să trăiești cu 3.000 de lei când ei pleacă poate cu mașina lor pe teren, că mașina de serviciu nu pornește sau nu are motorină sau nu are benzină. Știi? El pleacă speriat că trebuie să se întoarcă cu ceva acasă, dar totul pleacă de undeva. De unde? De ce are omul ăla nevoie de bani, știi? Da, păi chiar voiam să spun, scuze-mă că te întrerup, chiar voiam să spun că eu am un prieten care este inspector financiar și nu-i bogat, nici pe departe. Da, nu sunt. Dacă nu pui mâna pe ceva, nu-ți permiți să oferi familiei, știi? Socrul meu a fost în sat la el, ca idee. Socrul meu a fost în sat la el, a fost viceprimar, a fost primar, viceprimar, consilier. Și acum i-au spus ăștia, deci un om foarte deștept, care știe ce face. Și i-au spus noua administrație, nea Ioane, știi, tu ești un pic cam bătrân așa, hai, lasă-i și pe ăștia tineri. Da, bă, dar ăla nu știe ce să facă, nu știe. Știu, dar tu ești cam bătrâior așa, chiar dacă știi ce să faci. Ți-ai cam trăit viața, hai, du-te.
știi? Dar el, toată viața lui, nu a pus mâna pe un ac, adică e cinstit și sărac. Asta e. Da, da, ăsta a fost și blestemul familiei mele, știi? Cinstiți, da. Și cinstiți, dar săraci. Da, săraci, da, da, săraci, știi? Nu s-a mai pus chestia, da, bă, săraci, dar cinstiți. Cinstiți, dar da, săraci, da, săraci. Asta e cu controlele, știi? Și nu e numai la finanțe, la ITM, la poliție. Hai că parcă la poliție s-a mai schimbat un pic, nu știu, le-au crescut salariile, parcă nu te mai oprezi, le e frică acum de consecințe să te mai oprească. Nu știu dacă e frică, dar... că am prieteni și în poliție, am membri ai familiei în poliție. Sunt oameni care chiar cred în ceea ce fac și mai spuneam, da, asta și într-un alt La poliție s-a mai schimbat un pic, dar în partea cealaltă, nu știu cum mai e, că nu mai am firma de când am plecat din România, de 6 ani. Și nu știu cum mai e acum, dar până acum 6 ani, clar, venea omul croit să-ți dea amendă și să ia și el ceva, să plece și el cu ceva în buzunar. Adică să fie avut afacerea ta, așa de prost mergea, că n-aveai ce face, n-aveai ce mânca în România, îți făceai așa de multe griji pentru copiii tăi, că băi, stai puțin, n-am ce li dau ăstora de mâncare când ajung acasă, așa, adică domn patron... Cine, eu sau da, tu, ei? Tu. A, eu? Nu, aveam un trai bun, dar, cum ți-am spus, am vrut să ofer copiilor o oportunitate de viață mai bună decât am avut eu, știi? Și mi s-a părut că singura variantă este să fac lucrul ăsta în altă țară. Pentru că eu ți-am spus, am muncit, am terminat facultatea, studii superioare și am încercat și ca patron și ca angajat, n-am reușit, n-am găsit varianta aia de... Știi, să ridici capul, adică... Știi, când spuneam tura trecută, săptămâna trecută când vorbeam, sau cu 2 săptămâni, da, când stăteam noi de vorbă la telefon, că am zis că stăm 5 minute și ne-am întins așa aproape 2 ore. îți spuneam și atunci și îți spun și acum, nu cumva a fost mirajul ăla, că băi, sigur afară e mai bine și de fapt poate doar e la fel de bine sau poate un pic mai... Nu, hai să spun... Doar diferența fără super mari avantaje. Haideți să spun cum am reușit eu să plec. Deci, din timpul facultății, un prieten foarte bun al meu, colegi din clasa 3-a, din generală, ca student a plecat la cules de căpșuni în Anglia. Bineînțeles, se plătea atunci viză, ca să plăteai o șpagă, cum ar veni, ca să te pună pe lista de student care să plece, plus viza. Bani care tu ți-i recuperai oricum în 3 luni, 4 luni, ca student, ți-i recuperai de aici din Anglia. S-a dus în primul an, mi-a spus, hai și tu. Bă, nu vin, că eu sunt la facultate, eu mă țin de școală, am muncă, am servicii, e bine. Al doilea an, hai și tu. Bă, nu vin. Al treilea an, bă, nu, pă, știi, uite, m-am însurat, am un copil. Al patrulea an, hai și tu. Bă, am afacere, cum, eu, patron, ce ai? Da, da, da. Plus nevastă, plus copil, ia uite, mie bine. Dar ia-l pe fratii meu și a plecat fratii meu cu el. Bineînțeles că au plecat și au rămas aici. Nu s-au mai întors. În perioada când, 2007-2008. Au rămas aici. Deci 12 ani, 13 ani. E, de atunci am mai trecut un an, doi, bă, mi-am luat casă, mi-am luat mașină, mi-am luat cu banul jos, adică am strâns bani să dau avans 20.000 într-un an de zile să-mi iau casă. El. Și am făcut așa o paralelă. Ok, în 2 ani de zile de când e el aici, că banii până atunci îi cheltuia ca student, ce făcea 3 luni, cheltuia tot anul. Avea bani de cheltuială, să stea degeaba, să nu muncească. După 3 luni de muncă, ca student, știi? Eu munceam ca să-mi plătesc facultatea. Și-a luat bani, și-a luat casă, și-a luat mașină. Deci a strâns, în perioada asta, a strâns niște bani. Și a zis, bă, am tras din ei, ok. Eu ce-am făcut, el ce-a făcut. Fratii meu ce-a făcut, era și fratii meu plecat. Fratii meu, student la Politehnică, terminat Politehnica, lucra, după ce a terminat, lucra ca șofer de taxi în Pitești, știi? Adică nu găsea de muncă. Și a plecat în Anglia automat, știi? Și a zis, bă, ce-a făcut? Da, bă, ia uite, ăla și-a luat mașină nouă, ăla și-a luat motocicletă, ăla a mai strâns bani și-a luat și casă. Ok, eu aveam 2 copii la momentul ăla. Nu, unul aveam, după aceea au venit ceilalți. Și a zis, bă, dar ia uite, ei dau înainte, eu mă chinui, muncesc, sunt plecat de acasă atâta timp, am o afacere a mea. Nu se poate, trebuie, undeva e ceva greșit. Și atunci am decis că trebuie să plecăm. Am înțeles, era diferența între munca ta și munca din greu
în România, practic era cumva bara-bara cu munca obișnuită dintr-o țară vestică. Bine, exact. Acum punem la socoteală și faptul că în perioada aia 2007-2008 2009 au fost niște perioade destul de nasoale, chiar și prin 2010. Da, bine, criza a fost peste tot, n-a fost doar în România. Da, da, așa este. Numai că atunci când ai o bază stabilă, treci într-un fel prin greutăți și când nu o ai, e mai greu, nu? A fost destul de greu și pentru noi, dar era bine, pentru că noi totuși, lucrând în domeniul stomatologic, era câștigul destul de mare, adică criză, dar omul trebuie să-și facă dinții. Da, omul trebuie să fie, știi? Adică noi nu am simțit atât de mult criza cum au simțit-o alții. Dar tot nu era bine. Tot era ceva dădea cu virgulă, Și ne-am gândit, ok, eu cu facultate, soția cu facultate, cu afacere, nu poți să dai înainte în România, nu găsești de muncă, ce faci? Ai văzut câți oameni sunt? Nu zic că sunt toți deștepți care au o facultate, știi? Da. Nu spun chestia asta, dar câți dintre ei lucrează în domeniul în care au terminat studiile sau în fac ceea ce le place? Da, uite, chiar ar fi o chestie interesantă de pus în comentarii acum, cei dintre voi care urmăriți materialul ăsta, și sper că să interacționați, vreți să interacționați cu Escu Show, puneți în comentarii dacă ați terminat o facultate sau orice fel de studii, nu contează care este specialitatea voastră, și lucrați în domeniul în care v-ați pregătit aici în Anglia sau în țara în care sunteți voi, oriunde sunteți în lume, puneți în comentarii, chiar sunt curios. Da. Continuă, te rog, despre când ai ajuns aici, ce te-ai angajat, ce muncești acum, cum ți se pare diferența și dacă mirajul pe care îl aveai despre Anglia în România a rămas, a crescut, s-a micșorat sau ce s-a întâmplat cu el? Ți-am spus, eu când am plecat în ideea să le ofer copiilor ceva de viitor. Aveam atunci 3 copii. Când am venit, eu am venit clar în Anglia să lucrez în același loc unde lucra și fratele meu. Deci nu am venit, gata, mă urc în avion, plec și văd eu. Dorm pe stânga, muncesc pe dreapta, știi? Da, da, da. Deci am venit clar undeva cu să lucrez undeva anume. Soția la fel, a avut un interviu pe Skype, doar ce a avut interviu pe Skype, nu a plătit niciun fel de comision, pentru că cine caută de muncă și vrea să vină în Anglia printr-o firmă de intermediere, să știți că nu se plătesc comisioane. În mod normal. În mod normal, da, nu se plătesc comisioane. Deci vii și, da, firma de intermediere câștigă din ce câștigi tu, practic. Firma care te angajează plătește acelei firme. Da. Să te caute pe tine. Așa ar trebui ca firma angajatoare să plătească o taxă agenției în momentul în care agenția te recomandă, iar ei exact. Trec prin portofoliul tău, prin CV-ul tău și așa mai departe și merg pe încrederea agenției în urma semnării unui contract de colaborare că, băi, da, într-adevăr, omul ăsta pe care eu ți-l dau este conform cu necesitățile tale, iar dacă nu, eu te despăgubesc și așa mai departe. Dar în România nu se practica, de exemplu, în 2007, când am venit eu încoace, erau ascunse, între ghilimele, tot felul de taxe dintre astea, cu denumiri altfel decât taxe de intermediere. Erau taxe de dosar, taxe de... Da, da. Titul. Eu fac, acum am făcut legătura aceasta pentru că acum din 2000, de la anul, din ianuarie, doar așa se va putea veni în Anglia ca să lucrezi. Nu mai poți să vii tu calsuri la vânătoare, știi? Gata, mă urc în avion, mă duc în Anglia și găsesc eu de muncă. Da. Nu o să mai poată fi făcută chestia asta, ceea ce este un lucru bun, adică trebuie să fie persoană calificată și doar prin intermediul unei agenții din asta de intermediere. Da, da, da. Se va da, putea asta e și normal, adică băi, știi, vii aiurea în tramvai, îți găsești, nu-ți găsești, ești obligat într-un fel de împrejurări să accepți tot felul de compromisuri, ești o țintă foarte ușoară pentru tot felul de capcane. Ei, într-un fel, guvernul englez vrea să se acopere cumva de frauda care s-a făcut până acum, lucru la negru, neplata taxelor, și vor să facă un pic mai altfel decât cum a fost, știi? Da, îmi pare rău că au ales să o facă prin Brexit. Cred că puteau să o facă și din interiorul euroului, dar mă rog, asta este treaba lor, dacă ei așa au vrut. Revenind la venirea mea în Anglia, da, eu am venit, am lucrat ca și șofer
pe camion, dar în industria cinematografică, unde e muncă mult mai ușoară, mai frumoasă, am văzut toată Europa, dar nefiind acasă. Eram foarte mult plecat de acasă cu diferite filmări, diferite filme. Soția mea stătea și se ocupa de copii, ducea la școală și de 2 ani de zile, am ales să plec de acolo și să vin cu munca aici, în sat, în oraș unde locuim, ca să fiu mai mult acasă, lângă copii, lângă familie, să recunoască cine e tatăl, de fapt. Mi-era frică că intru o dată pe ușă într-o zi și zice, dar cine ești tu, știi? Copiii. Da, asta, da. Asta e o mare problemă, pentru că sunt mulți care pleacă, își lasă familia acasă și trec pe lângă chestiile astea, pe lângă copilăria copiilor, ei nu știu, nu fac parte din ea, știi? Da, sunt situații grele. Pentru mulți. Asta e o chestie foarte grea pentru mulți. În alergarea după bani, în goana după bani, goana de a fi mai bine, sunt foarte mulți care își lasă familia și copiii și poate îi văd o dată de două ori pe an, știi? Noi de-aia am ales să venim toți în Anglia. Puteam să vin să muncesc doar eu, copiii să stea în România și eu să trimit bani acasă, știi? Dar zic că nu e... Unde mai e viața de familie? Știi? Da, unde mai e familia, sigur. Unde mai e familia. E o problemă mare aici, să știi. Multe familii destrămate, lăsate acasă, care au divorțat sau care nu se înțeleg sau care nu se văd. Știi? Da, păi se rupe relația, se răpește. Pur și simplu, devin, soția devin doi străini. La un moment dat o să am un invitat cu care o să abordez problema asta așa, știi, head on, full on, pentru că foarte, foarte multe familii românești s-au destrămat tocmai din acest motiv. Nu mai spun câte românci s-au măritat prin Italia, divorțate tot așa din cauza că au plecat în Italia la muncă cu diferite oportunități și după aia s-au trezit divorțate cu italieni. E o chestie grea ca și copii familie. Crescuți la bunici. Plus pentru copii, pentru viitorul țării, că până la urmă copiii sunt viitorul țării, știi? Și copiii ăștia, copiii rămași acasă, nu știu cât de bine le este să crească fără mamă sau fără tată, adică cineva să-i îndrume în viață. Da, este o traumă, sigur că da. Este da, de aici mi-a venit și ideea cu canalul de YouTube, să fac eu canalul de YouTube cu alături de Daniel, să arătăm așa un pic din viața noastră, aventurile noastre, ca tată și fiu. Foarte fain. Chestia asta vreau să spun că m-a impresionat cel mai mult când citeam la descriere acolo. Uite, am decis să dezvolt relația cu fiul meu. Cred că este un lucru care e din ce în ce mai puțin important pentru societate în general, timpul pe care îl petreci cu copiii, deși se vorbește foarte mult pe Facebook, se scriu articole, se pirosește cerneală sau tastatură sau ce mai vrei tu, bandă de internet, dar nu cred că se pune în practică foarte, foarte mult. Nu știu cât timp realmente petrec părinții cu ai lor copii în zilele noastre. Iar tu ai făcut o chestie fantastică. Și cum este... O chestie cu ficiorul meu și vreau să îmbunătățesc, să îmbogățesc relația mea cu el. Da, știi cum? Trebuie și noi, generația noastră, eu am 40 de ani, născut în 1980. Generația noastră, noi am avut copilărie, pentru că internetul, telefonia, calculatoarele, eu primul calculator l-am avut la 24 de ani, atunci apăruseră, adică... La 21 am avut și eu, da, știu ce înseamnă. Atunci îți permiteai să-ți cumperi un calculator acasă și să găsești, să descoperi Google, era ceva basic, era Mircu, era, adică acum e dezvoltat și telefonia... Și toate chestiile astea de socializare, știi, Facebook, Instagram, nu știu ce mai e, ne ocupă foarte mult timp. Și nouă, dar și copiilor. Jocurile. Uite și pandemia. Efectiv, de un an de zile, copiii duc lipsa prietenilor, știi, să se vadă. Și automat trebuie să învățăm să integrăm aceste sisteme, telefoane, calculatoare, în viața noastră. Într-un mod constructiv și pozitiv, nu doar așa ca să ne rupă de familie, să fim cu capul în ecran, că suntem la masă, că suntem de... Am avut ocazia să stau cu familii sau să stau cu prieteni care se uitau la televizor cu capul în ecranul telefonului. Bă, dar nici la televizor nu vă puteți uita împreună. Da.
E obișnuința, plus copiii a trebuit să-și facă lecțiile anul acesta pe calculator sau pe telefon sau pe tablete. Chiar dacă nu va mai trebui să le facă în următoarea perioadă, dar ei sunt obișnuiți să stea cu tableta aia în mână sau în fața calculatorului 8 ore, știi? Da, nu cred că s-a, nu cred că s-a învățat copilul acum în perioada pandemiei. Acum a avut o scuză mai bună. Mă bucur că s-au întors la școală și mă bucur că guvernul britanic a decis, băi, fie ce-o fi, școlile ținem deschise. Pentru că, practic, ei acolo câștigă mult mai mult din faptul că interacționează, socializează cu unii cu alții, că creează legăturile alea, decât că învață ce învață. Că tot acasă, dacă vrei să înveți ceva, tot acasă pui mâna pe o carte, pe un manual, cauți pe Google, dacă chiar ești curios. Dacă nu, nu înveți tu nici la școală, că tot la dracu te gândești. Uiți tot, exact, tot te gândești la... Important e cât de motivat ești să vrei să faci ceva. Și cum ai reușit cu canalul ăsta? Cum ți-a ieșit paciența? Cum vezi tu că s-a îmbunătățit relația dintre tine și fiul tău? Sau cum s-a îmbogățit prin canalul ăsta de YouTube? În primul rând am învățat amândoi, și eu și Daniel, că telefonul poate face mult mai mult decât să ne jucăm pe el. Știi? Putem să edităm filmele, putem să edităm fotografii, filme. Adică o chestie de editare, o chestie de viitor, ceea ce cred eu că în viitor va fi ceva căutat. Editare, programare, pentru că și la locurile de muncă, ai văzut, ne iau locurile de muncă roboții, mașinile, automatizarea. Știi? Și dacă învățăm de mici că putem să folosim în interesul nostru această tehnologie, e ok. Și acum Daniel învață, are 9 ani, el deja editează scurte pasaje, scurte, el împreună cu Miruna, sora lui cea mijlocie, editează împreună, uite aici să facem așa, aici să punem așa, adică e o chestie de creativitate în primul rând și îi mai pun să filmeze ei doi, cei mici, să filmeze împreună diferite lucruri, adică le dezvoltă creativitatea, le dezvoltă comunicarea, să comunice, să nu le fie frică, știi, să vorbească. Noi așa am fost crescuți și ai văzut părinții, taci din gură, n-ai voie să vorbești, sunt adulți în preajmă, n-ai voie să vorbești. Și am crescut niște muți, mutulică, știi? Îți era frică la un moment dat să te exprimi. De aceea... Da, nu știu, nu cred că e cazul la noi, poate la alții, dar la noi sigur nu. Conștient, la noi nu, clar, mie îmi place să vorbesc, să socializez. Dar sunt mulți copii cărora le e frică sau mulți oameni cărora le e frică să vorbească în public, le e frică să facă cunoștință cu alți oameni, știi? Le o teamă. Da, ceea ce posibil. E o chestie care YouTube-ul, să vorbești efectiv, îți dezvolți vocabularul, știi? Asta iar e o chestie mișto. Și plus timpul petrecut împreună, ți-am spus, adică facem lucruri împreună, așa mi-era greu, știi? Vreau să fac un film, uite, un video, apropo de chestia asta, prin care să arătăm cum să folosim noi ca părinți, cum să folosim falsa opțiune în educarea copiilor, știi? Adică în loc să-i spui, ok, du-te și fă-ți temele, știi? Okay. Să-i dai o falsă opțiune cu ceva mai greu decât făcutul temelor. Făcutul temelor să-i se pară ceva super simplu, știi? Super ușor și să aleagă el, să vină de la el. Da, mă duc să fac temele mai bine, știi? Ia, dă-mi exemplu de o falsă opțiune cu temele. Falsă opțiune cu temele. Ce faci? Vii să mă ajuți să spăl mașina? Sau îți faci temele cât eu spăl mașina? Și după aia mergem să ne plimbăm, după aia ne uităm la un film. Da, automat. Uite, cu ai mei nu ar merge, da. De ce? Ar veni să spele mașina cu tine? Da, da. Bănuiesc că fiecare familie va fi cu exemplele lor, dar da, e o tehnică din negociere. Da, fiecare își cunoaște copilul, știi, și știe ce nu-i place să facă. Da. Adică nu-i place să fie în frig, în apă și în udătură. Mai bine stă în fața temelor și își face lecțiile, știi? Da, bine, da. Anglia, ai văzut și tu, aici în Anglia temele se fac acum pe calculator, știi? Ceea ce e mult mai repede, mult mai simplu. Da, e o tehnică din vânzări. Pentru cei dintre voi care nu cunoașteți domeniul acesta, Masaru are mulți ani de vânzări în spate și folosește practic o tehnică de negociere. Mai întâi spune prețul mare și după aia îl dă pe ăla mai mic ca să-i se pară mai mic decât este el de fapt. Automat. Da, e o tehnică foarte veche, de asta se cere mult în plus
ca să am de unde să las și așa mai departe. E aceeași treabă. Da, în vânzări era, în vânzări era foarte folosită de cei care vindeau țigări sau orice altceva. Adică dai o cantitate mai mare. Câte cartușe de țigări vă las? 5 sau 3? Automat că alegea 3, suma mai mică, știi, dar 3 era targetul lui. Adică... Absolut. Plus că la 3 era a da o sumă mai mare, în așa fel încât practic ieșea mai bine dacă vindea 3 decât dacă vindea 5. Da. Da, eu încerc să folosesc chestiile astea, știi, cu copiii și câteodată iese, câteodată iese. De asta am zis că vreau să fac și un video pe tema asta, să fie ce ceva te faci? Ce o să te faci când o să te păcălească ei pe tine, eh? Aștept momentul ăsta, înseamnă că mi-am făcut treaba cum trebuie, ca lumea, știi, cum trebuie. Băi, nu știu. Ca să-i și... Sper că, ești, sper că ești mai norocos, mai norocos decât mine, că deja ăștia ai mei deja încep să o dea așa, parte în parte, intelectual, cot la cot cu mine. De multe ori, ăsta mic, așa cât e de mic, are el 3 ani, dar vine cu niște chestii și cu niște opțiuni și cu niște soluții la problemele pe care, problemele între ghilimele pe care îi le pun eu, încât am rămas așa. Și hai să-ți dau un exemplu rapid. Eram în grădină, plouase afară, s-a oprit ploaia, a ieșit soarele, dar iarba din grădină era tot udă sau foarte udă, în fine. Erau niște jucării în iarbă și zic, lasă-le acolo, nu pune mâna, eu întindeam niște rufe. Tot a ieșit soarele, zic, las că uite așa, dar nu te duni iarbă că-i ud. Și el avea doar niște papucei, niște tenișuți în picioare. Da. Nu te duni iarbă, nu te duni iarbă, dar eu vreau să mă duc la jucăria aia. Da, dar nu ai voie, tata a zis că nu ai voie, ai înțeles? Da, bun, hai uite, stai acolo. Hopa, stă el acolo, în fine, stă el, stă cât stă. La un moment dat, când eu întindeam rufele, că eram întors cu spatele și, bineînțeles, că eram ocupat cu ceea ce făceam eu, nu mai îl văd că ia alea 3 sau 4 scuteri care sunt tinse pe acolo, pe afară, le-a luat, le-a pus unul lângă altul și le-a folosit așa drept punte ca să ajungă la jucăriile alea. Zic, bă, e clar, dacă eu nu ți-am dat, eu ți-am pus interdicția și tu ai trecut peste interdicția mea fără să-mi încalci interdicția, practic, zic, înseamnă că ești deștept. Da, bravo ție. E bine, e pe drumul cel bun. Da, high five, gata, high five, well done. Ce poți să-i spui altceva decât, bă, ai fost mai deștept ca mine la faza asta. Da, da. Da, da. Asta cu copii, asta, deci asta ne-am dorit noi, mi-am dorit eu cel puțin să scot din folosirea internetului, canalul de YouTube și al calculatoarelor ce e mai bun. Știi, partea pozitivă, adică să nu-și mai petreacă atât de mult timp pe jocuri și alte nebunii. De fapt, da. Jocuri la copii nu sunt cum erau și la noi. Da, știi? Da. Și noi dacă am fi fost lăsați și dacă n-am fi fost puși la treabă și dacă automat, n-am fi... Automat. Îți dai seama că și noi făceam... Adică, de câte ori nu s-a întâmplat să mă strigi maică mea, treci în casă după 4 ore de fotbal prin spatele blocului sau căuta pe teren, cine știe pe unde, că eu aveam în câte o duminică dintre asta, nu dădeam pe acasă dimineața plus până seara. Plus că aici în Anglia, școala le oferă foarte multă libertate copiilor, adică nu prea au teme de făcut acasă, nu prea au atât de mult de studiat, ei petrecându-și multe ore la școală, deci încep școala la ora 8 și jumătate și termină la ora 3 după amiază. Mm-hmm. Ceva de, da, la 3 termină, 3 și un sfert. Deci ei petrec foarte multe ore la școală, totuși. Nu sunt ca noi. Noi stăteam 45 de minute, pac, pac, începeam la 8, terminam la 1, eram acasă. Știi? Ei stau foarte mult aici în Anglia, dar încearcă să îi învețe suficient la școală cât să nu le mai dea de lucru acasă, să-i lase să-și trăiască un pic copilăria. Eu așa văd chestia asta. Tu cum vezi partea cu școala aici în Anglia? Păi, în România așa. Începeam școala la ora 8 dimineața și o terminam, când eram în 1-4, terminam la, parcă la 1, iar în generală terminam la 2-2 jumătate, 3 uneori, că aveam și câte 7 ore, iar pauza era 15 minute după fiecare 45 de minute de învățare intensă. Bine, asta era acum 20 de ani, dar acum nu mai e așa, nu mai e așa, acum termină destul de repede școala, eu așa cred. Nu știu. Nu știu. Da, nu mai știu nicio, vezi, de 5 poate ani am uitat. Poate ne spune și nouă lumea în comentarii cum e prin România, că eu chiar nu, da, nu știu. De, eu de 5 ani am uitat. Ingrid, cea mare, a făcut 1-4 acolo în România. Uh-huh. Și după aceea a venit și a continuat aici, în Anglia. I-a fost cum s-au descurcat? Da, le-a fost greu din cauza barierei de limbă, știi? Nu prea știau engleza niciunul. Nu știau engleza și le-a fost destul de greu. Dar s-au adaptat foarte bine. Copiii sunt ca un burete. Deci copiii, din punctul meu de vedere, sunt super adaptabili în orice situație.
Da, păi cred că asta e chestia naturală. Suntem făcuți să ne mișcăm, să învățăm, să prindem chestii noi, să socializăm, să aflăm lucruri pe care nu le știam. Chestia asta cu noi cu ai noștri și numai noi între noi este și asta naturală, dar e o teamă neîntemeiată sau întemeiată doar atunci când nu dai de nimic nou și care te plafonează. E ok dacă asta e alegerea ta, dar nu te dezvolți la fel de armonios cum ai face-o dacă ai interacționa cu alții. De asta spuneam și de îmbogățirea vocabularului, că practic vorbind gândești. Limbajul este inteligență, limbajul este gândire, practic. Da. Și eu cred că copiii și adaptarea copiilor este una dintre, sau a fost și încă mai este una dintre barierele pentru care mulți oameni nu vor să emigreze. Și aici nu mă refer doar la români, mă refer la orice țară, orice familie cu copii. Le e frică, dar cum se vor adapta copiii? Nu, copiii sunt super adaptabili, sunt sociabili, se joacă. Și fiecare țară, cel puțin aici în Anglia, cei de la școală au fost foarte fericiți să aibă copii din altă parte a lumii, știi, de altă etnie, altă cultură, pentru că englezii au putut să învețe ceva de la noi. Soția mea chiar a fost invitată atunci la început la școală să vorbească despre România. Au pus pentru prima dată steagul României pe holurile școlii, știi? Când au ajuns copiii mei acolo în școală, pentru că ei nu mai aveau alți copii, alți străini, erau doar englezi. Aici, în sătucul nostru în care locuim. Am înțeles, da. Da. Ei, chestia asta pe care ai spus-o și eu sunt perfect de acord cu ea, pentru că am observat-o la multe familii care au venit aici cu copii destul de mari, deja integrați în sistemul de învățământ, s-au obișnuit. Ei, au fost niște hopuri, niște dâmburi la început, dar ușor, ușor s-a trecut peste. Cred că această chestie, îi spuneam, se aplică și la întoarcerea în România, că foarte multă lume are o adevărată oroare de a se întoarce în România. Dar ce o să faci cu copiii? Dar cum o să-și obișnuiască copiii? Băi, tu de copii îți faci griji? Fă-ți de tine! Fă-ți tu griji de ce ai să muncești, ți-ai pus un job la punct, ai întrebat pe undeva dacă te vrea cineva înapoi, te-ai gândit la ce vrei, la ce domeniu vrei să accesezi sau ce vrei să faci mai departe, te-ai gândit la planul ăla, ți-ai pus pe hârtie, dacă ajungi acasă, ce faci a doua zi, ce faci a doua săptămână, ce faci a doua lună, a treia lună și așa, ai un plan. Adică de tine, de copiii, fă-ți mai puțin despre deloc probleme, pentru că ei odată ce merg la școală, s-au împrietenit cu cine are din prietenit, deja natura lucrează singură, nu-i? Da, clar. Clar. Ei socializează mai ușor decât noi, știi? Mult mai ușor decât noi. Noi, de asta eu vreau să fac așa o comparație. Și noi am fost, noi locuind aici în pădure, efectiv, am ales zona asta de pădure din cauza că e mai liniște, este o zonă locuită de foarte mulți englezi, adică nu e ca în Londra, multiculturalism sau, de fapt, e mult spus chestia asta cu multiculturalism. Londra e deja o suburbie și o parte mai mică a Indiei sau a Pakistanului. Eu așa o văd. Ceea ce nu mi se pare un lucru rău pentru persoanele care locuiesc acolo, dar eu n-aș sta acolo din cauza că e foarte, foarte aglomerat. Da, de asta nu aș locui acolo. Eu să locuiesc în Anglia, știi, între englezi. Și de asta am ales noi să locuim aici, în zona asta Forest of Dean, într-un sătuc micuț, unde e fost aici, a început prima dată în satul nostru să funcționeze fabrica de copiatoare Xerox. Și de aici se trimiteau în toată Europa copiatoarele Xerox. A fost o comunitate și o zonă industrială foarte mișto aici. A crescut foarte bine până când au apărut noile tehnologii și s-a renunțat la copiatoare. Știi? E-mail-ul, fax-ul și alte nebunii. Pe voi cum v-au îmbrățișat cei din zona aia în care sunteți? De asta spun, pe noi englezii chiar ne-au primit foarte mișto, adică în primul rând de la școală ne invitau a doua săptămână, a treia săptămână la petrecerile copiilor și automat că de la petrecerile copiilor ne invitau la alte evenimente avute în comunitate, ceea ce a fost ok pentru noi ca și ajutor, plus acum soția mea, spre exemplu, este voluntar la magazinul de charity de aici din sat. Magazinul unde lumea donează ce nu poartă, ce nu folosește, mobilă, cărți, așa, și sunt vândute pentru o cauză anume. Asta spun pentru cine nu cunoaște.
Sunt vândute pentru o cauză anume și soția mea lucrează ca și voluntar acolo. Automat s-au creat niște prietenii, niște cunoștințe, relații, știi, adică, dar ei ca și englezi oricum sunt niște persoane mai reci decât noi, decât noi ca și latini, știi, ei, partea de nordici, eu așa îi văd pe englezi. Dar da, am fost primiți foarte bine de comunitate, vecinii de casă tot așa, super, ne ajutăm, ne dăm lucruri unul la altul, dar oricum nu e căldura aia, știi, din România sau căldura pentru că sora mea e în Italia și vecinii ei, adică super, fac grătare, cheamă, mese întinse, se întâlnesc toți, știi, dar aici nu fac nimic. Da, care nu este român, care e vesc italiană, dar e alt treabă. Da, am fost primiți ok, știi, în comunitate, în sătucul ăsta mic în care stăm. Da, bănuiesc că diferențele sunt de la comunitate la comunitate și în special chestiile astea pe care le auzim la tine sau la voi, da. Sunt tipici comunităților mici, unde lumea se cunoaște, are încredere cu fiecare, exact. Așa. Da, și nevastă mi-a făcut voluntariat atât la școală cât și la biblioteca din oraș, perioade îndelungate, este guvernator la școala unde merg copiii mei. De cel puțin 5 ani, dacă nu de vreo 6, a fost invitată să facă parte din corpul de guvernatori, iar acum conduce respectivul corp de guvernatori. Da, bineînțeles, deci că noi ca și români în principiu, noi ca și români în principiu suntem văzuți destul de bine ca și în societate și în locul unde locuim. Bine, noi suntem noi doi, dar nu suntem singuri. Oh, nu. Sunt oameni super capabili și inteligenți. Da. Eu nu am niciun fel de pretenții că sunt problema un om este inteligent. Că sunt oameni faini care atunci când deschid gura și spun o idee, exprimă ceva, se opresc cei din jur și ascultă. Iar un om inteligent nu contează în ce limbă vorbește. Că la început se exprimă un pic mai greu, că poate există anumite mici bariere, dar după ce își dă un pic drumul și se integrează din punctul ăsta de vedere și începe să vorbească, un om inteligent, un om deștept, este apreciat indiferent unde este. Da, ideea e că, uite, vezi, asta vroiam să fac ca și o concluzie, că inclusiv noi, nu numai copiii noștri, noi suntem primiți de societate, am fost primiți cu alți ochi de societate și ni s-a oferit încrederea de care aveam nevoie ca să excelăm, știi, în anumite domenii. Mm-hmm. Asta e toată ideea aici, foarte în Anglia, față de România. În România, poate soția ta nu primea funcția de guvernator, nu putea, nu avea cum, știi, la școală, pentru că e cu circuit închis în România, adică. Și? Păi da, stai puțin, chestia asta este voluntară, este, face fix zero venit pe chestia asta, numai că o face cu drag, o face cu plăcere, iar ceilalți părinți apreciază lucrul ăsta, pe când în România atunci când voia să se implice, când nu era profesorul sau educatorul sau directorul școlii, toți erau nemulțumiți pe la colțuri și ea spunea, băi, hai să facem ceva, hai să organizăm ceva și toți, da, păi ar trebui, și în momentul în care venea profesoara sau directoarea, știi? Exact, de asta spun că. Și atunci îți dai seama că nu merită cei din jurul tău, nu că nu se merită să faci chestia asta, că bineînțeles că se merită să faci un pic de voluntariat, dar trebuie să ai și cu cine, știi? Asta e faza. Da, dar asta, de asta spun că și nouă, pe lângă copii, oportunitatea copiilor de a trăi și de a avea un viitor, ni s-a oferit și nouă, părinților sau adulților, o această oportunitate de a te dezvolta într-un anumit domeniu, de a arăta de ce ești în stare, de a face parte și de a ajuta comunitatea din care faci parte. Chestii care în România, la tine în țară, nu ți se dădea aceeași, nu aveai tu oportunitatea asta, nu aveai vocea, știi, necesară ca să te faci auzit. Da. Asta e practic, asta e diferența de mentalitate. Nu? Da. Și asta e și cu copiii, știi? Uite, acum, spre exemplu, la școală, cea mare are 15 ani, e în ultimul an la secondary school, înainte de colegiu. Mm-hmm. Cum ar veni, între generală și colegiu, 5-8, ca în România, și li se oferă posibilitatea să aleagă ce vor să facă pe viitor. Adică vrea să facă arte, face arte, dar știe că are un viitor dacă face arte, știi? Mm-hmm. Adică pictură, fotografie, desen, arte, intră orice la arte, știi? Inclusiv croitoria, e o artă.
sigur că da. Și bucătăria ar trebui să fie considerată o artă atât timp. Orice da. Faci, orice faci cu drag și cu măiestrie, iese artă din mâna ta, nu? Exact. Și ei clar pun mai mult accent pe ce vrea copilul să urmeze. Nu mai face la colegiu sau la următoarea etapă unde se va duce, nu mai face celelalte materii, chimie, fizică și alte nebunii. Face doar ce e legat de artă, știi? Ca să da. Se perfecționeze în acel domeniu. De asta au și meseriași și de asta au specialiști în domenii în care la noi oamenii sunt... Sunt ei pricepuți, dar mai mult pricepuți la toate, știi? Pricepuți la toate, specialiști la nimic. Ei tind să fie specialiști în anumite chestii, dar la altceva, dacă îi scoți din domeniul lor, gata, au înghețat, nu se mai pricep. De asta, da. Probabil, creativitatea asta e, pe de o parte, încurajată într-o nișă foarte precisă, dar în momentul în care ai ieșit sau este nevoie să ai un pic de inventivitate, un pic de inovativitate, un pic de, băi, hai să mă descurc aici, hai să văd cum. De asta noi venim cu altă... abordare. Băi, uite, a, ești român, păi de aia că te-ai descurcat și așa și așa. Uite, ăsta nu i-a venit în minte. Păi de aia nu i-a venit în minte pentru că el este dezvoltat pe bucățica aia, pe direcția aia. Pe când noi suntem așa, venim dintr-un sistem de învățământ care e mai tentaculizat, așa, știi, și probabil că da. De asta. Nu-i nici așa, nici așa, nu-i rău, numai că, vezi tu, nu știu. E bine să mai schimbi așa din când în când macazul, știi, când pe o parte, când pe cealaltă. Da, oricum nu știm, rămâne să vedem ce ne, să ne demonstreze viitorul, dacă am avut dreptate sau am avut înțelepciunea atunci să plecăm din țară pentru copii, pentru viitorul copiilor, știi? Ai mai face acum? Dacă acum, cu ce știi da. Acum, ai mai face încă o dată? Da. Acum mă oftic că nu am plecat de la început, dar poate dacă plecam de la început nu mai aveam familia asta frumoasă, știi? Am fost acolo sus, divinitatea care... Ai zis, bă, mai întâi stai tu aici și fă-ți o familie, ai copii, ai o soție și după aia poți să pleci, să te duci. Da, așa ți-a fost dar, ție bine, așa dar aș face o și a doua și a treia. Da, aș face o și a doua și a treia oară. Oricând. Da, fericit cu alegerea de Anglia sau ai fi preferat undeva mai cald sau mai frumos sau nu, mai exotic sau mine, mai nu știu cum. Știi cum, pentru mine a fost... alegerea de Anglia a fost alegerea de Anglia pentru că fratii meu era aici, prietenul meu Alin era aici și de-aia am ales Anglia. Puteam să aleg orice, Spania, Italia, gen, dar nu aveam pe cineva, nu ai pe cineva să te bazezi totuși. Eu sunt omul cu planul, adică mie îmi place să am un plan, să am ce fac peste un an, ce se întâmplă dacă fac asta peste 5 ani. Da, mă duc în Spania, dar ce fac în Spania? Că nu cunosc pe nimeni, nu, adică ai cunoștințe, dar una e te ajută familia, știi cum era fratele, și altfel te ajută un necunoscut. Un necunoscut, nu e necunoscut, e un prieten mai îndepărtat, cu care nu te-ai mai văzut de 10 ani, știi? Da. El e plecat de 10 ani acolo. Dar da, Anglia, clar Anglia. Știi cum, sunt o grămadă de copii din România care visează să vină să-și termine studiile în Anglia, gen Oxford, Cambridge sau mai știu, orice altă școală din Anglia. Una e când spui unde ai terminat studiile sau ce calificare ai. Păi am calificare în, nu știu, domeniul resurse umane. Unde? În Anglia. Și altfel sună Italia. Nu spun că nu se face școală în Italia. Doar că școala din Anglia este mult mai bine văzută decât din celelalte țări. Da, deci ești mulțumit, crezi că ai tăi copii într-adevăr au oportunitatea aia pe care visai să le oferi. Asta e, știi, bottom line, asta e concluzia subiectului ăstuia, ca să împachetăm subiectul și să trecem la să trecem la alegeri așa, măcar pe scurt. Știi cum e treaba cu alegerile? N-au ieșit la vot, ok. Dar foarte mulți n-au ieșit la vot. Dar de ce n-au ieșit la vot, știi? Pentru că, sincer, sunt sictiriți, s-au săturat săracii. Nu că a fost pandemie, nu că a fost că oricum nu le e frică să meargă fără măști pe stradă sau nu le e frică, ei vor să se deschide barurile sau, știi? Deci nu le e frică de virus. Dar n-au avut chef, s-au săturat săracii, știi? Au ajuns, bă, oricum, degeaba votez eu că tot ce vor ei fac, știi? Da, mie nu mi se pare o scuză, tu pare fi un pic mai generos așa cu chestia asta, eu cred că nu ai nicio scuză.
este nu doar dreptul tău democratic de a vota, ci responsabilitatea ta civică, de a vota. Din punctul meu de vedere, la alegeri nu ai scuză să stai în casă. Adică dacă ești, ce știu eu, paralizat, imobilizat, și atunci sunt tot felul de alte modalități. Trebuie să te informezi, să știi ce se întâmplă în jurul tău, la un nivel minim, dacă nu te interesează, dar trebuie să știi pe ce lume trăiești, că altfel... Clar. E clar. Trebuie să fii implicat în structura aia care te conduce și care până la urmă îți dă ordine, îți dă lege, îți spune fă așa sau intri la pușcărie. Deci dacă asta nu te interesează, ce altceva nu te interesează? Nu, dar știi cum? Mie mi se pare votul ăsta mi s-a părut mult mai important decât alegerea președintelui. Deci, a, da, a fost. A fost mult mai important. Adică la președinte putea să iasă oricine. Literalmente putea să iasă oricine. Exact. A fost doar onoarea noastră de români, mândria noastră și orgoliul nostru de români că persoana aia care este acolo ne va reprezenta în Parlamentul European, în orice altă țară fizică. Arată frumos. Arată frumos. Deci acolo pe mine mă interesează să fie cineva aspectos. Un om care arată, care dă bine pe sticlă, care e scutul în mâna interlocutorului și zâmbește frumos la cameră. Să aibă o politică externă frumoasă, bună. Da, politica externă contează prea puțin. Băi, putea să ia un actor, pe bune. Deci putea să ia un actor, să aleagă cel mai frumos bărbat, cel mai frumoasă femeie de la nu știu care teatru. Legile aici se fac la camera, la Senat, la Parlament, la absolut, deputat. Absolut, da. Ăsta e guvernul, băi, ăsta e... Aici se fac jocurile. Aici se dă ora exactă. Și mulți, da, dar știi cum, parcă nici n-au avut interesul, nu știu, parcă nici nu și-au dat interesul să mediatizeze alegerile de acum, de pe 5 și 6, că aici în Anglia s-a votat de două ori, în două zile, în diaspora. Da, pe 5 și pe 6, așa este. Nici nu și-au dat interesul să mediatizeze alegerile acestea, știi? Nici unii, nici alții. Da, știi? Nici PSD-ul nu au mediatizat, nici PNL-ul nu a mediatizat. Dar aici nu cred că este datoria unui partid, este datoria Guvernului României. Deși au fost tot felul de comunicate de la ambasadă, de la consulate, pe Facebook. Mi s-a părut un gest așa, serios, doar pe Facebook. Exact, exact. Ia bă și tu o reclamă la televizor, calicule ce ești. Pune și tu niște panouri prin orașele mari. Bine, au pus Voloșeniuc afișele pe astea, pe autobuzele din Londra. Și în loc să spună, da, domnule, uite, bravo, văd și eu steagul românesc pe un autobuz din Londra, i-a dat unii cu hate, știi? Asta e oricum, da, asta e boală națională. Hate-ul, da. Hate-ul e boală națională, nu... Da, băi, azi când vorbim noi, chiar am lansat episodul la 17 cu Sorin Ciociu, care am discutat tot felul de chestii care se întâmplă pe grupul românești. Sper să-l urmărești și să-mi spui ce crezi la un moment dat, pentru că au fost niște chestii luate acolo destul de în piept, așa, destul de la deal. Da, am văzut titlul, am primit notificarea pentru că am clopoțelul apăsat. Dar nu am avut timp, sincer, și o să mă uit diseară, pentru că, fiind șofer pe camion, chiar ascult podcasturile și mi-e mai ușor să treacă timpul, știi, mai ușor, știi? Da. Și chiar o să ascult diseară la muncă, o să abia aștept să-i dau drumul, pentru că e super interesant ce ați dezbătut voi acolo. Băi, sunt niște chestii care trebuie să intereseze pe oricine face parte dintr-un grup de români sau cont de Facebook, în general vorbind. Da, iar Sorin este unul dintre puținii, dacă nu singurul jurnalist, care într-adevăr s-a cramponat de chestia asta și zic, băi, uite, mă așteptam un pic la mai multă vâlvă, adică, băi, s-au închis două grupuri mari de români, unul cu 300.000 aproape și unul cu aproape 200.000. Deci vorbim de aproape jumătate de milion de români fără platformă. Exact. Dar nu chiar fără niciun motiv, păi, pentru că au fost alți că care au zis. A fost chiar înainte, exact, a fost chiar înainte de alegeri, știi? Și asta e sună, de ce miroase așa? De ce miroase așa? De ce s-au închis 400.000 de oameni, știi? Nu au mai primit nicio reclamă, nicio informație, nimic, nici măcar unde sunt acolo, pe grupurile de Facebook, știi? Pe mine chiar m-a motivat pe data de 5, sâmbătă, când a fost prima zi de alegeri, am văzut pe grupul de Facebook local cum că au fost toată ziua au fost 93 de persoane să voteze. Atât, într-o singură zi. Și secția de votare este la granița cu Țara Galilor, în Hereford,
Și Țara Galilor nu a avut deloc secții de votare. Wales, Țara Galilor, n-a fost nicio secție de votare. Nu le-a dat voie din cauza pandemiei. Uh-huh. Știi? Da. Și nimeni din Wales, adică îți dai seama, 93 de persoane din Țara Galilor, toată, adică e mare, sunt mulți români care locuiesc acolo. Da, sunt câteva, multe mii, da, cel puțin vreo 10.000. Da, au fost a doua zi, probabil, duminică. Să sperăm, dar nu cred, prezența a fost foarte slabă. Băi, deci m-am uitat și eu pe statisticile alea de pe rezultatevot.ro. Bă, jenant. E cum și ziua aleasă, ziua de 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, fiecare primește înghetuțe, stă acasă cu copiii, mai o petrecere, că de un Nicu, Nicoleta, Niculae, are fiecare pe în casă, știi? Deci, o mare parte din români nu au putut să iasă, că au stat și au petrecut, au stat la grătare, asta e, pe bune. Știi? Da, mă, dar grătare poți să faci în 364 de alte zile pe an. Da, eu zic că acuși vine Crăciunul, poți să faci grătare de să spargi. Da, mă rog. Puteau să aleagă nu pe 1, nu pe 6, puteau să aleagă pe data de 13. Da, mă, tu știi că, 13, tu știi că uite, la chestia asta nu m-am gândit. Bine că ai menționat. Dacă alea 14.000 și ceva de buletine de vot din diaspora care n-au mai ajuns la destinatar, dar cu cele vreo 133-134 de mii de voturi anulate, când nu ne-a zis nimeni de ce au fost anulate, sau, da mi se pare ciudat. Da, o să se afle despre ele, că totuși n-are cum, trebuie să se afle. Nu poate să rămână chiar așa, să nu se afle. Dar eu ți-am zis, noi ne credem prea mari, prea importanți într-o Europa care este imensă, știi? Și au interese imense în țara noastră și eu așa văd problema. Da, bă, dar vezi tu că n-au ales partide sau n-au ieșit partide sau ideologii sau oameni care sunt pro-europeni. Pe mine asta mă pune așa pe gânduri. Băi, dacă europenii într-adevăr aveau cine știe ce interese cu noi, nu ar fi fost normal ca cei care sunt la butoanele României să fie tot timpul pro-europeni, pro-americani, pro-NATO, pro-whatever? Mi se pare interesele Europei până acum, a fost forța de muncă din țara noastră, clar. Deci a fost interesul să ne lase, să nu ne dea altă opțiune decât să plecăm, marea majoritate. Pentru că sunt foarte mulți români, 5 milioane, nu știu cât sunt plecați din România. Uh-huh. Da? Nu știu exact care e, dar undeva în jur de 5 milioane, eu sunt sigur că suntem în toate țările, în toată lumea. Da? Deci ei aveau nevoie de forță de muncă, pentru că natalitatea din Europa e foarte scăzută și încă mai este nevoie de forță de muncă. Știi? Uh-huh. De aceea se oferă azil tuturor emigranților și au zis, ok, oferim azil marocanilor, nu știu, iranienilor. Și Germania e cea mai mare țară, prima țară care oferă azil și încă mai au nevoie de, nu știu, câte sute de mii de locuri de muncă care sunt neocupate, știi? Deci au avut interes în prima dată cu forța de muncă să ne scadă nivelul de trai, Europa, și a mers în direcția aia. Acum au interes, a trecut partea cu aurul, știi? A trecut, bine, a trecut la modul că cineva a făcut o avere. Guvernul nu și-a respectat ce a semnat, contractul. Știi? Că semnaseră contractul guvernul și după aia au zis, ok, nu e bine. Da, dar eu am contractul, tu trebuie să mă despăgubești pe mine ca și țară. Și cei care plătesc acum taxe în România, de fapt taxele o să se ducă la frații, cum îi cheamă, ăia cu... care au avut contractul. Tu vorbești de Roșia Montană acum, da? Roșia Montană, exact, știi? Da, vorbești de frații canadieni care acum bănuiesc că taxează guvernul României pentru că nu le-au onorat obligațiile contractuale care în mod normal nu ar fi fost normal să fie semnate, da. Cine a semnat acel contract? Cine a semnat acel contract? PSD-ul sau un om de la PSD? Că nu poți să învinuiești omul, știi? Că omul face parte dintr-un partid, toate funcțiile astea sunt politice, nu e face omul ce vrea el. Face ce îi spune partidul. Bă, semnează. Da, spuneai tu la un moment dat, pomenesi tu de coloana vertebrală, știi tu, dacă individul, fiecare individ în parte ar avea coloana vertebrală și și-ar păstra-o, nu și-ar confunda-o cu alte
orificii sau intestine, bănuiesc că și la nivel de comunitate sau la nivel de partid sau la nivel de organizații, de asociație, ar rămâne ceva din coloana vertebrală, sau dacă sistemul ar fi așa de bine pus la punct sau ar fi de așa manieră încât să nu permită individului să iasă prea tare din, din chestia aia, știi, din pielea aia. Revenind la vot, da, deci a ieșit PSD-ul, e majoritar. Automat că și ceilalți pot să facă o alianță, dar PSD-ul e majoritar acum în conducerea țării. Nu președintele, da? Parlament, Camera Deputaților. Sunt curios, în următorii 4 ani, dacă se va vota și ce se va vota legat de gazele din Marea Neagră. Unde se vor duce, către ce țară? Sunt tare curios. Da, uite, păi e o chestie, o temă pentru acasă, știi? Da, pentru următorii 4 ani. Gazele din Marea Neagră, pentru că e cel mai mare zăcământ din Europa. E cel mai mare din Europa. Turcii deja, mi se pare că deja turcii au prins, au contract să exploateze partea de Turcia, știi? Uh-huh. Ce ține de zona lor. Noi încă nu știm unde se vor duce acele gaze. Către cine pleacă exploatarea. Hai să vedem. Vorbim de Marea Neagră, de parcă Marea Neagră ar fi doar a noastră. Să nu uităm că Marea Neagră este la mai multe țări. Au și turci o bucățică, au și ruși o bucățică. Turcii deja exploatează. Noi avem o porțiune, Bulgaria au altă porțiune și așa mai departe. Adică fiecare cu treaba lui până la urmă. Dar cred că ei au găsit punga. Cea mai mare pungă e în România. Platforma e deja creată de Ceaușescu, dar cu 30 de ani. Și nimeni 30 de ani n-a făcut nimic. Cine a fost la conducere 30 de ani? Majoritatea PSD-ul, da? N-a făcut nimic ca să exploateze acea pungă de aur. Aveau rafinăriile la malul mării, aveau transportul la malul mării, da? Midia, Năvodari, tot portul, cel mai mare port în Europa. Portul chiar la cine s-a dus? S-a dus la olandez până la urmă sau încă nu e... Nu e final, nu ești la... Eu, din câte știam, se duseseră anumite porturi pe la olandezi, după aia s-au mai dus pe la belgieni, dacă nu mă înșel, dar s-ar putea să mă înșel. Majoritar olandezii, știi? Că olandezii parcă nu erau de acord să intrăm în Uniune. Și hop, cum am intrat în Uniune și noi, cum au luat și olandezii niște porturi, știi? Pe la noi. Băi, sunt sigur că sunt niște coincidențe pe care doar le observi tu așa, tu și cu observațiile tale, ce crezi, ce știm noi, bă? Noi nu știm nimic, bă, habar n-avem. Da, nu știu, sunt așa niște coincidențe care dar omul de rând nu le vede, omul de rând are alte probleme. Cât costă pâinea, s-a scumpit cartoful, că asta îi se vinde la televizor, știi? El asta vede, nu vede știrea, nu dă nimeni știrea cu portul, că s-a dus portul Constanța, că e la olandezi. Sunt sigur că nu are nicio legătură chestia asta cu cine e șeful respectivei televiziuni sau cine are acțiuni majoritare. Nu are nicio legătură cine bagă bani în televiziunea aia. Nu mai venim, mă, cu strâmbi de asta. Ce ai între toate sunt frumoase în România. Să vedem unde să duc gazele. Ce zici? Tu, hai să facem un pariu împreună cu cei care se uită la noi. Unde se vor duce gazele din Marea Neagră? De acum pe ecran, în partea aceasta a ecranului, aveți opțiunile. Da. A, B, C, D. Da, oricum, numai la noi nu. Ce țară o să ia majoritatea de exploatare, știi? Chestia de exploatare a gazelor. Da, lasă-mă că vine aur și ne salvează aur de toate forțele oculte ale mondialului. Dar n-am auzit. Deci crede-mă că până ieri n-am auzit de aur. Eu n-am auzit de aur. Cine sunt? Nu știu ce să zic. Nu, n-am. Cine e aur ăsta? Nu știu. Mai bine n-auzeam. Băi, eu înțeleg să se formeze grupări noi, nu am nimic cu grupările politice noi, dar și înțeleg că ăștia noi trebuie să aibă un discurs mai incisiv ca să se poată integra pe piața politică, pentru că este o piață, nu este altceva, decât o scenă. Ori zici scenă, ori zici o piață, pentru că, ori se joacă, ori se înjură și se negociază, de multe ori toate la un loc. În schimb, au niște personaje, niște caractere acolo care mă înfioară, mă înspăimântă. Dar, mă rog, om vedea, știi, că până la urmă urma legii, aia-i
Da. Ăla-i testul final. Știi că la tine cu întrebarea cu... O vedea cu gazile, așa o vedea noi și cu aur și cu ăștia care mai da, sunt. Exact. Pe mine nu mă interesează numele grupării sau culoarea politică. Pe mine mă interesează dacă sunt pentru țară, dacă sunt pentru oameni și dacă în momentul în care ajung la putere, că știi, ăla-i testul final, când ai puterea în mână, fac ceea ce este bine pentru țară cu acordul poporului. Pe mine mă interesează și mă doare să fie democrație, nu autocrație. Da. Exact, exact. În primul rând să fie prezenți acolo la vot, să aibă cine vota ceva, știi? Numai că, din păcate, nu prea am fost prezenți la vot, iar acum, cei care n-ați mers la vot, să nu cumva să așteptați vreo susținere sau vreo simpatie când o să vreți să ieșiți în stradă, când nu vă convine, nu știu ce sau nu știu. Da? Da? Mi se pare normal, da. Nu? Mi se pare normal. Nu pot să comentez, eu am votat... Sunt cu, știi cum e, dovedesc cu buletinul că am votat, dar mi-aș dori mai mult. Mi-aș dori mai mult de la oamenii care încă locuiesc în România, știi? Îmi doresc eu mai mult. Și nu numai, eu am treabă cu diaspora, băi, de ce n-ați ieșit la vot, fraților? Stai puțin. Adică în 2017 îmi creștea inima ca o pâine când ieșea lumea la protestele anticorupții, da? Dar stăteam atunci și mă gândeam, numai pe jumătate mă puteam bucura, pentru că cu un an înainte nu ați fost așa de mulți la vot și acum sunteți așa de mulți în stradă, știi? Și sunt sigur că istoria se va repeta. Adică, băi, chiar n-am învățat nimic. Și nu pot să cer celor ceva de la cei din țară, că cei din țară știu treburile lor. Eu am ce am cu ăștia din diaspora. Bun, fraților, hai, lăsați-o în brânza măsii de treabă. Două zile n-au fost timp. Da, mă rog. Da, am avut și două zile, știi? Poate greșesc eu, mă. Poate se au fost și două zile. Nu știu ce să zic, dar nu sunt toate negative. Depinde acum cum vrei să le iei, știi? Dacă vrei să vezi negativitatea, vezi și negativitatea. Dar eu așa am fost creat mai pozitiv. Eu așa, pe mine așa m-a educat mama mea. Să gândesc și să fiu pozitiv. Asta e foarte frumos. Da. Spune-ne care sunt chestiile pe care le faci acum. Ce urmează să încarci pe canal, pe Daniel and Dad Adventures și pe când continuarea interviului sau mai multe interviuri gen pe care le-ai avut cu fratele tău despre respectul pe care îl avem sau nu-l avem noi, emigranții români aici în UK. Da, da. Păi, clar, o continuare trebuie să fie. Și nu o să fie cu fratele meu, o să fie, vreau să continui, dar a venit pandemia iară peste noi și n-am mai putut să socializăm. Vreau să continui dialogul cu mai multe persoane de aici din Anglia, adică să aflu părerea mai multor persoane, nu doar a fratelui meu sau a mea, știi? Pentru că putem să fim parțiali. Hai să-l întreb și pe ăla ce crede, ceva gen cum faci tu cu podcastul acesta, știi? Mhm. Să adun cumva părerile mai multor oameni. Și clar va veni o continuare, nu știu exact când, că acum avem voie să ieșim, să ne întâlnim, dar totuși n-avem voie, știi? Și oamenii sunt reticenți la te să întâlni cu tine sau, eu știu, na, le e frică. Da, de chiar vir. Dacă e voie, la un moment dat spunea că e voie, nu știu cât, maxim de 6 persoane în afară, nu? În parc, da. Da, deci și mai aștept un pic, o să continui în schimb până la evenimentele cu respectul sau dacă suntem respectați sau tolerați în Anglia și nu numai în Anglia, în toată Europa. O să fac niște do it yourself, am făcut un brad de Crăciun împreună cu copilul, cu Daniel, mm-hmm. Am făcut noi bradul nostru de Crăciun ecologic, știi? Vrem să arătăm că se poate. Vor veni clar mulți acum să spună, da, ați tăiat brazii și ați tăiat pădurile. Ok, noi nu am tăiat brazii, nu am tăiat pădurile, ne-am făcut propriul nostru brad natural, dar nu tăiat din pădure. Foarte mișto. Mm. Și automat chestii de sezon, știi, ce mai facem, ce vreau să... Adică cum am întins instalația și prin chestia cum am întins instalația să arătăm și cum este decorat satul nostru, știi? Mm-hmm. Instalația noastră, cum am decorat noi casa și cum e decorat satul. Și mai am o idee să fac, dar doar cu Daniel și doar în limba engleză, nu știu cât de bine va fi primit pe un canal cu urmăritori din România, sper să fie ok, despre fapte, știi? Facts, real facts. Adică un fel de știai că soția lui Bill Clinton a spus în anul 1987 că Donald Trump va ieși președinte?
sau chestii de genul ăsta, știi? Chiar așa a făcut? Da. Da, uite, Hillary Clinton știa că se va întâlni cu Donald Trump. Se va întâlni cu, știi, A zis la OHA, stai liniștit. Bă, nu știu, dar se întâmplă, știi? Chestii de-astea haioase, ca să fac, să fac un fel de episod, știi? Să fac 10 chestii, să spun 10 chestii în episodul ăsta, 10 în al doilea, 10 în al treilea, să fie ceva... Adică să vorbească și Daniel, nu numai eu. Pentru că fiind un canal în limba română, dacă vorbește Daniel în engleză, la început cel puțin, am luat hate. Că de ce vorbește copilul engleză? Ce, nu știe română? Adică, ba da, știe că eu vorbesc română și el îmi răspunde în engleză. Asta înseamnă că creierul lui acolo știe și română. Are sertare separate și pentru română și pentru engleză. Da. Băi, mi se pare foarte fain că tu vorbești în română cu copiii tăi, că totuși se păstrează limba și se îmbogățește nivelul de cunoștințe, pentru că e mare lucru să știi o limbă străină, indiferent care este limba aia străină, e un câștig foarte mare pentru creierul individului. Creierul copilului muncește. Doar prin faptul că eu vorbesc cu el în română și el îmi răspunde în engleză, creierul e tot timpul sub presiune. Da, da, nu, e un lucru foarte fain. Să facă ceva. E un lucru foarte fain și mă bucur că insiști pe chestia asta, pentru că, din păcate, nu toată lumea conștientizează lucrul ăsta sau se găsesc scuze, gen, las, că e mai ușor pentru el, nu vreau să-l stresez, nu vreau să-l... Păi nu-l stresez, chiar nu-l stresez, crede-mă că creierul lui, buretele ăla din calota craniană, abia așteaptă să fie stresat, abia așteaptă să înveți ceva nou. Din contră, ar fi mult mai ușor pentru mine să vorbesc în limba engleză, pentru că m-ar ajuta pe mine. Știi? Dar aș fi egoist. M-ar ajuta pe mine ca și exercițiu de vorbire în limba engleză, ca și cunoștințe, mi-aș îmbogăți vocabularul dacă aș vorbi eu în engleză cu copilul. Știi? Dar aș fi egoist să fac lucrul ăsta. Pentru că i-ar fi lui mult mai ușor și, cum ai spus, n-ar mai gândi. S-ar învăța, ar avea un creier leneș. Știi? Da, mai ales că spuneai de exercițiu de limbă, mai ales că tu lucrezi ca șofer profesionist pe camion, singur acolo în cabină, tu cu tine și cu tine, chiar cum îți este greu? Așa? Dar știi ce greu mie? Vai, da. Deci... Băi, săracul de tine, băi, deci nu știu, mi-e atât de milă de tine, băi, cât de greu trebuie să-ți fie acolo. Nu, asta e singura chestie, că nu socializezi, știi, în cabină. Băi, chiar pe bune acum, toate ca toate, scuze-mă că te întrerup, că, da, știi, într-o discuție naturală să mai întrerupi lumea, iar eu o fac de multe ori, îmi cer scuze. Acum, știi, toate ca toate, dar chiar, cum te descurci tu, că tu ești un tip foarte social și foarte fâșneț așa pe partea asta de, tu ai psihologic așa, te văd că tu ești foarte conectat, ai harta, ai toate butoanele alea, știi exact unde să lovești, unde să atingi, unde doar să zgârii. Revenind, te descurci tu de unul singur în cabină acolo? Nu e razna? Revenind, ca să-ți fac așa un pic de introducere, revenind la cum m-am descurcat când am venit eu în Anglia. Eu am venit în Anglia prima dată, m-am angajat la compania asta care lucra în domeniul cinematografic ca șofer de camion. După 3 ani de zile, după 2 ani și jumătate, fiind șofer de camion, mici echipe, ne duceam cu mai multe camioane și ofeream condus plus menținerea, întreținerea lor în timpul filmărilor. Mentenanță, ca să zic așa. Cablu de curent, curățenie, deschis ușa din spate, închis ușa din spate, știi, seara. Și după 2 ani și jumătate... mi s-a oferit posibilitatea să cresc în funcție, de la șofer să ajung head of department, șef de departament, adică șef de film, știi, de proiect. Am fost second HOD, adică ajutor de șef la Misiunea Imposibilă, la Fallout, când și-a rupt el glezna, când și-a sclântit glezna. Te-ai întâlnit cu Tom Cruise? Da, eu eram șoferul camionului de camere care îl filma zi de zi. Deci nu doar că l-ai văzut, te-ai văzut cu el așa de multe ori, nu că doar o dată. Lângă el tot timpul, pentru că camionul cu echipamentul de camere trebuie să stea cel mai aproape de scena unde se filmează. Wow. Da. Tom Cruise, Angelina Jolie, Chris Hammersham, ăsta din
ăsta blondul, australianul, știi, care e la modă acum, a jucat a, în Thor. A, în Thor, Thor, da. Exact. Păi zi-ti Thor, lasă Chris Hammersham. Cine așa știe de Chris, băi... da, el Thor. Da, el a fost cu el, cu el am început primul proiect aici în Anglia, cum se chema, Albă ca zăpada și Vânătorul, povestea Albei ca zăpada și Vânătorului. Angelina Jolie era Albă ca zăpada și el Vânătorul. Și cu el am terminat ultimul film când am lucrat, Men in Black 3, în Maroc. Am fost în Maroc și am filmat ăsta, Men in Black 3. Și după aia când m-am întors din Maroc și am terminat filmările, am renunțat la industria asta că eram prea mult plecat de acasă. Dar vreau să spun, ca și oportunități, deci am intrat la firmă ca și șofer de camion și am ajuns să plec după 3 ani ca și șef de departament. Adică producția vorbea cu mine despre mutarea camioanelor, despre câți șoferi, când le mutăm, costuri, facturat și tot ce înseamnă, știi? Deci... Am înțeles, dar tu în perioada asta, plecând de acasă din România cu un business propriu creat de la zero, da, cu atâta experiență în spate în domeniul vânzărilor, cu afacere în familie și așa mai departe, chestiile astea ușor, ușor se întrevăd. Băi, la un moment dat cineva vede că, bă, stai un pic, ăsta nu-i, da, da, ăsta nu-i prost, ăsta nu-i șoferul Neagicu, ăsta știe ce vorbește, ăsta poate mult mai mult decât arată. Știi cum? Ți se oferă posibilitatea asta, ți se oferă oportunitatea asta să te dezvolți tu personal aici, știi? La asta... Mm-hmm. Și acum în cabină, revenind la faptul, și revenind la ce suferi tu cu partea de social. Da, plecasem de la cabină și acolo chiar aveam parte de socializare. Automat, actori, îți dai seama, actorii, regizorii, producție, tot ce însemna. Mă, mi-a fost foarte greu. Deci foarte greu. Simțeam că nu se mai termină ziua, nu se mai termină programul. Eu singur, așa. Și uite, mai asculți un podcast, mai trece timpul, mai trece o oră, mai trece încă una, trece, te obișnuiești până la urmă, știi? Dar da, poți suferi după perioada aia când da, aveai de-a face cu actori, cu... Eu am planul făcut, deci eu am venit să stau cu familia și am spus, ok, stau 2 ani, 3 ani, stau acasă, până crește Daniel cel mic, până ajunge deja la școala a doua, la liceu, cum ar veni la secondary, și după aceea mă întorc înapoi în industria cinematografică, pentru că exact, duc lipsa socializării, duc lipsa, știi, adică, ok, copilul copil, familia familie, dar până la urmă și noi ca individ trebuie să fim mulțumiți și fericiți ca să putem să creăm acea căldură de familie, știi? Dacă mie nu-mi place ceea ce fac la muncă și vin acasă cu probleme și cu frustrări, ca să zic așa, nici familia nu e bine. Așa este. Spunea o chestie la un moment dat, cum că un prieten de-al tău care, nu că se lăuda, dar îți arăta, voia să-ți demonstreze ce succes financiar are el în fiecare săptămână, ți-a arătat un fluturaș de salariu săptămânal. Povestește un pic chestia aia legată de, de legat echilibru de, și balanța familială, slash socială, slash mulțumire de sine. Zi un pic faza aia, că aia mi s-a părut absolut fatală. Deci tot avem, na, fiecare bănuiesc are câte un prieten care aleargă după bani. Vrea bani, bani, bani și aleargă după bani. Fiecare, deci sunt convins... că te întrerup, disclaimer, dacă ești genul ăla de om și tu te simți ok cu chestia asta, super tare. Nu, da, nu am nimic cu tine, fiecare, dar... Nu, dar fiecare avem diferite țeluri în viață. Unii au banii să facă averi, alții să creeze o familie frumoasă, știi? Alții să... pur și simplu să stea, să nu facă nimic. Deci nu văd cu nimic rău niciunul dintre ei. E, și mi-a trimis ca să-mi arate, domne, uite ce bine să câștigă în, aici, și mi-a trimis fluturașul, știi, al lui, în care îmi spunea, mi-arăta că a câștigat într-o săptămână 993 de lire, în total net, deci asta, cum vine, brutul 993, da? În mână, da. Sau cum vine? Mână. Nu, e brut? Brutul e înainte de taxe, netul e după taxe. Netul. Deci netul în mână 993, înainte, așa, 1400, deci 500 de la 1000, ca să câștigi 1000 de lire în mână, 500 se duc către guvern, ca și taxe, da? Da, taxe, asigurări sociale, asigurări de business și așa mai departe. Când el îmi arăta 993 într-o săptămână. Bă, ok, bravo.
993 într-o săptămână. Dar hai să luăm mai aprofundat fluturașul ăsta al tău. Câte ore ai muncit tu ca să lucrezi astea, să câștigi banii ăștia? Și m-am uitat la ore, că vine atâta pe oră, ori atâtea ore. 84 de ore într-o săptămână muncite. Am făcut eu o socoteală, 16 ore pe zi, plus o jumătate de oră să te duci la muncă, o jumătate de oră să te întorci de la muncă, 17 ore pe zi. Asta într-un caz fericit. Pleca de acasă 17 ore pe zi. Deci din 24 mai rămân 6 ore, da? Păi 6 ore, tu când mai ai timp de familie, de nevastă, de soție sau soția, de bărbat? Adică, clar, duci o viață de robot, nu mai, știi? Da? Câte unii așa vor, da, să pot câștiga 1000 de lire pe săptămână în Anglia. Dar da, se poate câștiga și mai mult. Da, se poate câștiga și mai mult. Da, nu e o problemă. Am avut ocazia să cunosc oameni care câștigau 2-3 mii, erau plătiți la metru, puneau faianță sau gresii în hale, în aeroporturi, în tot felul de zone de astea, unde puneau multe, zeci, sute de metri pătrați în fiecare zi. Și câștigau extraordinar de mult. Numai că ei erau plecați de acasă, munceau câte 12-13 ore pe zi, făceau navetă în Londra, plecau de acasă, făceau câte o oră, două până la muncă, dus o oră, două întors, deci e clar că nu mai ai viață. Dar păi sunt oameni care se simt bine așa. Depinde ce vrei. Poți să ai, știi cum e faza cu Anglia și cu, nu știu, cel puțin eu vorbesc de Anglia, că aici vorbim de Anglia. Da, că aici străinătatea în general, cred că sunt multe chestii care se transpun. Nu, dar Anglia cunoaștem, da, nu cunosc cum e în Italia, nu cunosc. Ai posibilitatea să faci ce vrei. Vrei să faci o avere și să muncești, ești în putere să muncești 20 de ore pe zi, poți să muncești 20 de ore pe zi să faci avere, adică să câștigi 4-5 mii de lire pe lună, în mână, cash, în buzunarul la tine. Dar poți să ai și o familie, liniștit, poți să ai o viață de familist fără probleme, adică îți permiți să cumperi orice, să ai ce concediu, unde vrei tu, cu muncă normală, știi, cu viață de familie, să stai acasă, știi, să muncești 8-10 ore pe zi. Mm-hmm. Asta îmi place mie la Anglia. Îți oferă variante. Ce vrei să faci cu viața ta, știi? Mm-hmm. Da, acum am înțeles mai bine, practic, care este mentalitatea din spatele plecării în sine. Că prima oară când vorbeam cu tine și când ai început să-mi spui anumite chestii, zic, băi, tu ai plecat din cauza mirajului. Și pe jumătate îmi dădeai și tu dreptate, dar după aia mi-ai zis, băi, nu-i chiar așa treaba, las că o să discutăm noi mai multe la episod. Și abia acum am înțeles că, da, într-adevăr, este și mirajul ăla, că multă lume pleacă din țară, hai să fim serioși cu noi înșine și să fim sinceri, că este și mirajul ăla. Știi cum? Asta se vinde, mirajul se vinde, pentru că eu când mă întorc în țară și mă întorc cu un Volvo XC90, nu mă întreabă nimeni dacă l-am luat în leasing și câți ani plătesc la el. Zice, mamă, ce mașină mișto ți-ai luat, știi? Și automat că se formează mirajul ăsta. Da, da, nu te întreabă nimeni câtă chirie plătești sau câte taxe plătești. Au impresia că aici, în străinătate, nu se plătesc taxe deloc, doar pentru că unii au oportunitatea să fenteze statul prin statutul lor de self-employed sau LTD-uri care își bagă cu el, nu știu cum, nasoale. Dar astea sunt alte discuții pe care sper să nu le iau niciodată la poricat. Astea sunt alte discuții care, da, sunt de discutat. Cum poți să fentezi, cum îl cheamă, taxman? Păi, ăla. Adică fentat nu în sensul de evaziune fiscală, ci fentat în sensul de legal, adică chestii făcute 100% legal. Legal. Descurcă reală, da, totul legal, absolut. Dar, m-au luat așa câte unii la întrebări, între ghilimele. Băi, da, stai puțin, dar tu cum adică plătești toate taxele? Tu cum adică plătești pensii? Tu cum adică plătești aia? Că eu am muncit ca angajat timp prima zi. Deci câștigam 4500 de lire în 3 săptămâni ca PFA, ca self-employed. Și plăteam tot, deci am plătit ca prostul taxe. Bine, ca prostul, nu ca prostul. Îți dai seama câți bani m-am plătit ca la taxe? Ca omul corect, da, am înțeles. Din păcate, aia care te văd că ești corect, te iau de prost. Și chestia asta mă deranjează. Adică, frate, dacă eu n-am nimic cu tine, că tu fentezi între ghilimele, că tu îți spui așa, n-avea nici tu cu mine că eu vreau să-mi plătesc toate taxele. Adică, hai să nu le luăm eu pe tine de hoț și tu pe mine de prost, știi? Pe o parte dai și pe o parte primești. Adică așa funcționează sistemul în Anglia. Pe o parte dai și pe alta primești.
Uite, acum toată lumea e invidioasă pe ăștia care și-au plătit taxele că au stat acasă cu 100% sau cu 2500 pe lună, maximum, știi? În un an de zile. Și nu s-au dus la muncă. Și zice, mamă, ce bine că ți-ai plătit taxele. Să iei 2500 de lire să stai acasă sau să iei 85% din salariu să stai acasă. Păi e bine, un an de zile, dar n-a știut nimeni că se întâmplă chestia asta, știi, clar. Dar a fost bine, a prins bine cine și-a plătit. Da, încă o dată s-a dovedit faptul că este superb să ai o asigurare socială, că este foarte bine să ai un sistem medical bine pus la punct și așa mai departe. Scuze-mă, avea episodul cu asigurările, știi? De ce îți face asigurare la bunuri, asigurare la casă, asigurare la bunuri de din casă, că am văzut episodul în care vorbeai despre chestia asta, despre asigurări. Așa e și cu asigurările sociale, pentru evenimente din astea, nu să știe ce se întâmplă, Doamne ferește, bați în lemn. Dar mai bine plătești. Eu așa sunt. Și cu plecatul în România, eu de câte ori plec în România și îmi fac asigurarea mașinii, îmi fac asigurare europeană și pe Europa. Deci asistența rutieră te referi? Da, da, da. Când îmi fac asigurarea mașinii pe Anglia, poți să o faci pe Anglia sau poți să o faci pe Anglia și Europa. Da? A, breakdown cover-ul ăla, da, am înțeles. Breakdown asistența rutieră, cover. Da. Pentru că asigurările în Anglia sunt ca un casco, știi? Și îți acoperă tot. Și automat mă costă cu 100-200 de lire mai mult la mașina mea. E o mașină mare, motor mare, la XC90. Dar eu când plec către Europa, către România, în concediu, o dată pe an, știu că orice se întâmplă pe drum, eu sunt asigurat. Și mi-oferă transportul mașinii, mi-oferă cazare, hoteluri. Bă, știi cu ce liniște sufletească plec? Când plec la drum în România, plec, parcă conduci altfel. Nu mai ești stresat de accident, nu mai ești stresat că se strică mașina, că poate să se strice mașina, știi? Foarte fain. Care este mesajul tău din încheiere pentru episodul ăsta? Și poate ne mai găsim la Escu și eu la o altă intervenție pe niște subiecte dintre astea mai interesante, gen sport de performanță, că n-am mai intrat și în chestia aia. Sunt multe chestii de aflat de la tine, așa, dar acum că tot te-am cunoscut, știm cine ești, o să las un link în descriere. Ca mesaj, ce să zic, urmăriți-ne și pe noi, și pe tine, și pe Escu Show, ca să mergem așa în direcție, știi, să ne găsească lumea mai ușor. Urmăriți-ne pe amândoi, pentru că idei avem, deci putem să spunem că suntem idioți sau suntem niște idioți frumoși. Da, idei avem. Ideicioși. Da, și suntem aici, să orice mesaj vă răspundem, orice comentariu, orice întrebare aveți. Da, și dacă nu vă deranjează, dacă vă face plăcere și dacă vă aduceți aminte parola de la contul de YouTube, ceea ce sper să se întâmple, da. Dați și voi acolo, apăsați butoanele de abonare, like-uri, lăsați un comentariu să știm și noi ce credeți despre ceea ce facem, pentru că facem din pasiune, din drag, ca hobby. Nu facem niciun ban pe chestia asta, dar ne motivează să vedem că voi interacționați între voi, se comunică într-un mod eficient, dialoguează într-un mod civilizat și poate ne strângem și noi un pic mai bine așa, ca și comunitate, pentru că, da, e străinătate, suntem străini printre străini și dacă nu ne organizăm noi între noi, alții nu au niciun interes să o facă. Da. Laurențiu, a.k.a. Masaro, îți mulțumesc din suflet că ai participat și ai fost atât de generos cu timpul tău la Escu Show. Cu mare drag, cu mare drag. Eu acum, uite, fac și o parte de video ca să anunț și eu pe cei ce ne urmăresc că vom fi la podcast, la Escu Show. Chiar acum filmăm, uite, ne filmăm reciproc. Foarte frumos. Și vă așteptăm să urmăriți episodul, da? De la Escu Show, neapărat. Un podcast foarte interesant. Da, salut și eu pe toți urmăritorii tăi, pe Daniel în Dad Adventures. Ți-am stâlcit numele atunci când te-am recomandat, dar din fericire am verificat și am pus acolo. Da. Nicio problemă. Da, da. Încă o dată îți mulțumesc din suflet și vouă, vă mulțumesc pentru toată atenția și pentru toată răbdarea pe care ați avut-o până acum. Sunteți niște eroi. Uite că avem binișor spre 2 ore de conversație. Wow. Cu mare drag, nici nu știu când a trecut timpul.
Vă mulțumesc tuturor pentru tot ce faceți pentru platforma asta și săptămâna asta și în continuare toate săptămânile care or să mai urmeze aici la Iescu Show. Sănătate, spor la bani tuturor. Și sărbători fericite. Mulțumesc și eu, mulțumesc. Nu știu când apare. Da, nu știu. Bănuiesc că o să fie după sărbători. După sărbători. Da, da, cred că o să fie după sărbători, dar până atunci, când or fi și când or n-o fi, eu vă doresc spor la bani, că din muncă suntem sătui. Pa, pa. Exact, exact. Foarte frumos spus.